E puterea descalificării aici. Care stă mai, mai tare? Care ne prinde? Aici e puterea jocurilor, nu e nicio putere. Care putere? Cu dovezi? Da, da. Puterea părerii, puterea... Care e mai frumos decât care? Bârfei. Cine e mai prost? Cine mai șerpării, deștept? Nu mai șerpării, ca să le critici ăștia de acasă. Șarpe-miu. Băi, Andi. Șarpe-miu. Ce faci șarpe-miu? Cobra mea. Andi, ce faci șarpe-miu? Stai singur? Tu ce faci șarpe-miu? Stai singur? Șarpe-miu. Și cealaltă cu mine. De la mine am învățat-o pas. Ce faci frate-miu? Știi cum trebuie să vorbim noi când ne întrebăm ce faci? Nu, ce zi, ce, nu știi cum trebuie să... Ce zici? Ce zici? Ce faci, frate? Bine. Ce faci, frate? Bine. 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 Nu, ce faci, frate? Ce faci, șarpe-miu? Și noi să răspunde. Bine. Bine. Gata, frate, acum asta e. Șarpe-miu și bine să răspunde. La mine. Facem azi de necazuri. Da, bine, știu. Și la fete, în loc de ce faci sora mea, ce faci cobra mea? Cobra, da, da. Și răspunsul, bine. Bă, hai să vă întreb eu ceva. Și să fiți cât puteți toți de sincer, să vă văd adevărata față. Yeah. M-am certat la hotel foarte urât cu Bianca, lângă că n-o suport, nu-i suport fața așa. Ea mi-a zis că voi nu mă suportați niciunul de aici din casă și vreau să ridice mâna care nu mă suportă. Să fiți sincer. Pe tine? Da. Mă, lângă faptul că nu vreau să ridic mâna, vreau să mă strâng și toți în brațe. Mă gândesc că pentru că te-am protejat și ne-am dat mereu la protejat. Care sunt acele persoane care nu mă suportă? Mai degrabă, cred că nimeni nu suportă ție față. Fi serioase, fi serioase, fi serioase. Vreau să fii sincer, care nu mă suportă. Arătați, domnișoare, este ea că nu e cu zicea. Care aveți voi sânge? Te suportă? Sânge, care are? Nu, lasă-mă. Sânge. E bine și așa. Am sunt mai nefăcute. De ce Raluca a fost votată favorită de multe ori? A ieșit. Pentru că nu mă suportă lumea? Pentru că inclusiv noi băieții ținem la tine. Dat eu bază și nu din cauza lui Adrian. De multe ori Adrian ne enervează de ne-a d-a și... Tot favorită ai fost. Bă, cine te ia d-a dacă te iau acum la fac școală cu tine. Zi-mă, Bianca, ești fericită. Am reținut vorba ta asta, că avem vorbe. Tu cum te simți când vezi că noi, colegii tăi, păi mă simt rău, zic că îmi pare rău și regret. Nu, că zici că asta e. Am întrebat omul și a spus că... Vezi comportamentul nostru. Dar nu e referitor neapărat la situația. Tu ești ok? Tu te simți bine în casa nu, asta? Nu am zis, nu, clar nu. Vezi că toată lumea... Păi și eu când am încercat să mă schimb, tot nu v-a convenit. Nu mie, eu vorbesc în numele lor. Te simți bine? E frumos? Nu. Ți-am spus că regret pentru ce am făcut. Da, Bianca, dar uite, vezi... nu știu cât de mult regreți, ai făcut asta cu un scop. Ca și cum ai spus că vrei să mai scapi din concurență, să mai vină concurență noi. Păi stai mă pe picior. Uite dacă stai. A eliminat un cuplu stabil, sudat aici în emisiune. Dar am zis că îmi pare rău și crede-mă că nu era cu intenție. Dacă eram dușmani, dacă ne certam, dacă aveam certuri în fiecare zi, în fiecare gală, puteai să... Erai înțeles, Adeline, eu mâncam în care Ștefania. În condiții în care noi nu ți-am făcut ție nimic. Nu, Bianca, dar ca să vezi așa, că au fost situații în care noi te-am protejat pe tine. Da, știu. Și dacă tu ai făcut asta cu noi, care nu ți-am făcut niciodată nimic. Și repet, dacă aș fi zis la cineva ceva de tine, din susținătorii pe care îi ai, imposibil să nu spun o persoană, să nu-ți dea screenshot. Eu n-am vorbit cu nimeni și la nimeni nu urât de tine, știi? Deci dacă cu noi ai făcut asta, cu ăștia cu care te cerți, ce așteptări să ai? Că de-abia așteaptă să găsească ceva cu Adrian. E frumos? Îi dăm noi. Ți-am zis eu că... E frumos și mi-ai făcut? Știi că așteaptă-mă acasă. Că vin și eu. Băi, Bianca, știi cum e să spun anumite persoane că te trag de limbă doar să vadă cât te duce capul? Câtă putere poți să ai? Rezistă pentru că ea pleacă de aici și vorbește cu ea. Care că altul... Da, da, și mai rău e că... Cine-ți dă ție, Bianca, atâta energie? Rezistă, frate, pentru bani, că încă-și păcat are, vrei să te vin? Tu aici cu ei trăiești, cu toată lumea de aici, din casă. Asta e cel mai important. Mi-ar plăcea să port o discuție cu tine, Bianca, într-o lună, de când o să ajungi acasă și să-mi spui și mie cum te simți. O să fii alt om când o să ajungi în România, într-o lună? Știu. Vin susținătorii la tine acasă? Nu, da. Eu n-am spus. Eu. Și eu îi respect, frate. Dar n-ajung să-mi bat joc de voi. Nu. Pentru niște bani. Sigur? Păi crede-mă că dacă era așa, faci, s-o fi făcut intenționat. Dacă era să fi făcut... Crezi că nu știam că se va spune? Tu chiar îți bat joc, Bianca.
Nu, dar Bianca, nu? Adelin nu se referă neapărat la situația de... Hai mă... Nu, eu am vorbit generalul. Eu, de exemplu, am văzut poza ieri și am întrebat pe Mădălin, mă, ce e cu poza asta? Eu nu știu ce, mă, las-o încolo. I-aș fi fost indiferent, știi? Dacă era să fie cineva prins, era prins oricum, știi? Dar nu m-am dus cu telefonul, pentru că eu îmi văd de treaba mea. E frumos că eu vorbesc în general, de-aia se uită numai la Noni. Păi, că el e în fața mea, unde aș putea să mă uit? Ce chestie! Nu ai bătut unde trebuie, altceva, încearcă altceva. Dar nu cer nimic. Frate, dacă te interesează Larisa, ai pot spune direct. Pe mine? Nici n-am apucat să o cunosc. Păi da, dar ești atent la faptul că se uită la mine, deci... Păi suntem noi trei aici care vorbim, că ceilalți nu ne păi bagă în seamă. Păi asta e ideea, suntem doar noi trei, iar eu când vorbesc, iubesc să mă uit în ochii cuiva, nu să vorbesc așa. Mersi de atenție. Poftim? Mersi de atenție. Tu ești vesel, dar eu nu am chef de râs. Îți dai seama. Îmi dau seama, de fapt. Vă jur. Dar nici noi toți am plâns. Da, îți dai seama, da. Mie nu mi s-a părut. Dar în fine, da. Nu vreau să mă fac. Nu, ne-a zis Adelin să nu facem chestia asta pentru el. Să... Vreau să plec de aici pe muzică, Andreea. Dar nu e vorba de asta. Nu vreau să plec cu plâns. E vorba că a venit ziua în care eu îmi iau la revedere de la voi. De tot. Pentru că sunteți descalificați. Nu vă mai puteți întoarce. Nu o să vă mai vedeți. Decât după ce se va termina emisiunea. Am o întrebare. Nu-mi vine să cred că a venit această zi. Mă așteptam la asta. De ce? De ce așa? Dacă mă așteptam, asta e Andreea. Și o să vă rog să nu o mai găsiți vinovată pe Bianca. Pentru că... Nu. Chiar dacă nu ne trimitea acea poză, voi astăzi... Tot erați descalificați. Gestul în sine ne-a deranjat. Voi ați făcut asta. Știm că ea. Cum eram. Păi gestul în sine ne-a deranjat, n-a zis că ea. Andreea, oricum se știa pe toate grupurile că au apărut poza, dar de ce să mergi tu, ca ce drept, cumva relația ta să te bagi așa peste oameni? Nu, pentru că și noi ne-au avut bun simț atunci cu mesajele să nu le publice. Așa și ea trebuia să aibă bunul simț să nu se bage în ograda altcuiva. S-a mers pe bun simț. Eu mă așteptam să fiu. M-a deranjat gestul care Adelin, poza. Ștefania. O să vă invit să mergeți în camera roșie. Să stabiliți voi doi dacă vreți să rămână unul dintre voi. Da, nici nu mai calc acolo. De ce? Spune-mi aici. Ți-am zis de până să atunci aș vrea să mergeți acolo să vorbiți cu telespectatorii, voi doi singuri. Cu cei care v-au susținut până în acest moment. Sau dacă aveți ceva să le transmiteți. Și apoi să vă întoarceți aici. Eu vă aștept. Doar cu telespectatorii? Da. Sau vreți să o faceți aici? Nu simțim nevoia neapărat să mergem la camera. S-a pregătit ceva special acolo? Dacă nu. Păi o să facem și aici. Vă rog, un mesaj problem. Pentru telespectatori. Unde trebuie să mă uit? În față. Vreau să vă mulțumesc în numele meu, cât și în numele Ștefaniei, pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o până acum, pentru că ați fost lângă noi, pentru vorbele bune pe care ni le-ați adresat, pentru sfaturile bune, pentru tot ce înseamnă susținere din partea voastră. Îmi pare rău că s-a terminat aici, s-a terminat așa, în această ipostază, dar nu mai e nimic de făcut. Vă mulțumesc încă o dată și vă iubesc pe toți. Nu știu cum am părut de acasă, cum vi s-a părut că suntem ca și cuplu, ca și persoane, doar că noi mereu am făcut ce am simțit și suntem siguri că relația noastră va fi și afară cum este aici în casă. Și le mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi și ne-au susținut. Ați apucat să vă luați la revedere de la ei? Ne-am îmbrățișat cu toții cu ei. Să luați aminte. Le-am spus să învețe ceva din asta. Că s-au întâmplat multe și măcar ei să învețe ceva din greșeala pe care am făcut-o noi. Toți am greșit, dar unii au fost mai norocoși și noi am fost puțin mai ghinioniști. Să învețe din chestia asta și să nu uite. Dacă noi plecăm, măcar trebuie să fie, uite, Adrian și Raluca, să-și revină odată, să termine cu cearta și să urce sus de tot, până în nori. Să ducă emisiunea până la capăt, măcar ei, că sunt singurul cuplu în momentul. Ah, și eu cu Ștefan. Cât mai sus. Două cupluri avem momentan, chiar îi încurajez să meargă cât pot ei de sus.
lăsați cearta, lăsați filmele, lăsați geloziile, sunteți aici, profitați de moment, profitați de situație, profitați de tot ce e frumos și trageți pentru marele premiu, că până la urmă scopul sentimental vi l-ați obținut. Și voi ați fi putut câștiga marele premiu. Asta e, noi am fost mai... În continuare o puteți face dacă rămâne unul dintre voi. Nu vrea nimeni să vă despartă. Andreea, dar ți-am spus eu. Da, eu v-am spus. Ai pomenit marele premiu și vroiam să vă reamintesc. Dacă vă doriți asta, câtuși de puțin, puteți rămâne, poate rămâne, iertați-mă, unul dintre voi, să lupte în continuare până la final. Nu, dacă era șansa la cuplu, ok, așa nu. Eu nici nu vreau să aud, sincer. Și totuși o să vă rog să mergeți până în camera roșie și să ne spuneți pe cine veți susține voi de acasă. Nu vreau să o spuneți aici, în fața lor. Mergeți împreună. Cuplu sau persoane? Persoane, cuplu. Mai multe sau doar una? Pe cine susții, pe cine placi, tot. Profitați de aceste ultime 5 minute în camera roșie. Mi se pare că e foarte cald. E foarte cald.